Salut prieteni și bine v-am regăsit pe canal, din nou cu un autoturism de teren. De data asta avem un Land Cruiser G70, cum este el cunoscut. Mașină foarte frumoasă, se pare că avem parte doar de autoturisme albe în videoclipurile noastre. Dar să începem un pic așa cu începutul, să zic. Are sigla cea frumoasă din punctul meu de vedere, cea în care scrie mare Toyota, să înțeleagă toată lumea ce e autoturism. Este deoarece de multe ori oamenii o confundă cu, mai știu eu ce, Patrol, Aro sau, mă rog, alte modele de autoturisme 4x4. Să începem un pic rapid pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Avem niște faruri drag light foarte frumoase, din nou, cum știți, cu poziție. O să vă arăt pe parcurs fază scurtă și fază lungă. Sunt cu interior negru, ceea ce îi oferă autoturismului un aspect un pic mai modern, să zic așa. Dacă vă uitați bine la ea, este foarte îngrijită dintr-un singur motiv. Mașina a fost recondiționată total. Și spun recondiționată și nu spun restaurată, deoarece sunt un pic diferiți termenii. Recondiționată înseamnă că se aduce la o formă cât mai bună a ei, dar se permit și anumite îmbunătățiri. Restaurată presupune faptul de recondiționare doar cu piese originale în care autoturismul va fi exact cum a ieșit pe poarta fabricii. După cum veți vedea, această mașină are și câteva îmbunătățiri aduse pe lângă cele pe care fabrica a decis să le pună pe ea. După cum puteți observa, și acest autoturism este echipat cu niște roți de teren, dar din nou oarecare certificare de circulație și pe drumurile publice, nu doar în teren. Este vorba de niște mud terrain, all terrain, cumva, de la BF Goodrich. Sunt niște binecunoscute 33-uri, cum noi le spunem. Dacă colegul meu se va apropia, să trecem un pic peste anvelopă și să ajungem la jantă, care este o jantă originală pe 16 inci, pe care avem o anvelopă montată cu 255-85-16, echivalent a 33, bine v-am spus. Tot în zona roții o să vedeți foarte, foarte bine mereleurile, care de data aceasta nu sunt unele neapărat foarte întâlnite. Sunt mai bune decât ce se găsește de obicei pe piață și oamenii preferă să le aleagă. Sunt niște ISIN, sunt foarte bune. V-am explicat în videoclipul cu patronul ce fac ele. Din nou, și acestea funcționează exact la fel, printr-o simplă răsucire le-am cuplat, iar în momentul de față, cu momentul motor, se transmite către roate în modul acesta. Pe open nu se va mai transmite, planetara pur și simplu se învârte, dar nu aduce niciun fel de putere roții. După cum vă spuneam și mai devreme, autoturismul a fost recondiționat și s-au adus câteva îmbunătățiri. Una dintre cea mai importantă îmbunătățire ar fi suspensia de la Tough Dog, care este cu un plus de 5 cm și oferă o stabilitate autoturismului atât mai bună pe drumurile publice, dar și în teren, deoarece permite flexii destul de mari ale caroseriei, pe cât timp roțile vor sta întotdeauna pe sol și nu vom pierde niciodată aderența. Mă rog, în cazuri extreme, deși nu cred, se va, poate, doar pierde aderența și autoturismul să-și piardă controlul, dar cu un șofer destul de bine perceput și care știe ce tip de autoturism conduce, nu cred că vor fi probleme de genul acesta. Totodată, vă puteți uita foarte bine cât de frumos arată acest autoturism. Culoarea asta deosebită este o culoare simplă, albă, într-adevăr, dar este foarte bine, foarte bine finisată. În același timp, avem parte de un soft top. Este din fibră de sticlă cu geamuri care se deschid. O să vă arăt în minutele ce urmează. Și n-am ce să vă spun, este un autoturism impecabil. Am tot încercat să-i găsesc defecte ca să nu creadă lumea că sunt eu cel mai nebun fan Toyota, deși așa este. Pentru mine sunt două tipuri de autoturisme, de stradă BMW, de teren Toyota. Simplu. Deși poate unii au încercat să le combine cu motor de Toyota și caroserie de Nissan, le iese cât de cât, dar niciodată nu se vor bate cu o Toyota veritabilă. Clar este mult mai bine cunoscută între toți participanții la off-road și toți oamenii care și-ar dori să înceapă chestia asta.
Autoturismul ăsta nu este dedicat pentru un off-road extrem, de aceea îl și filmăm în parcare. Până acum proprietarul n-a reușit să-l scoată în teren și am zis să nu-i luăm bufăria aceasta. Oricum este foarte greu să obții o asemenea mașină pentru filmare și am preferat să-i respect dorința și să o lăsăm pe stradă momentan. O filmăm într-o parcare subterană, destul de luminată, am fi putut filma și în teren. Asta ne place nouă, dar nu. Momentan nu. O să încep să vă arăt puțin prin cum se vor deschide și se închide ușile. Foarte simplu s-a deschis, probabil nici n-a sesizat deschiderea. Și acum se vă arăt închiderea acestea. O ușă adevărată, autoturism adevărat. Are o vechime destul de mare, dar norocul ei a fost că a fost foarte bine recondiționat. Și dacă tot v-am arătat cum se deschide ușa, zic să vă arăt un pic și interiorul, care din nou a suferit aceleași îmbunătățiri. Avem aici o alcantara foarte frumoasă, de culoare gri, îmbinată cu piele. Materialele sunt surprinzător de moi, dar poate și din simplu fapt că a fost recondiționată, după cum vă spuneam. Aveți în interiorul ușii și culoarea autovehicului, ceea ce la multe autoturisme nu o să mai întâlniți, deoarece nu este foarte sigură partea aceasta pentru șoferi și pasagerii autovehiculului. În interior o să vedeți niște scaune care probabil nu o să le recunoașteți pe acest autoturism, na. După cum v-am spus, proprietarul a adus câteva îmbunătățiri, așadar scaunurile sunt de pe un Volkswagen, nu știu să vă spun exact modelul, n-am intrat neapărat în detalii, am încercat să aflu doar că nu sunt de pe acest autoturism, au fost construite niște sisteme de prindere noi și dacă tot s-au montat, au fost și retapițate și s-a adus un plus de opțiuni, să zic așa, încălzirea în scaune pe mai multe trepte. După cum bine vedeți, în zilele de astăzi nu se mai fac autoturisme cu o deschidere atât de largă a ușii. Pentru accesul foarte ușor în autoturism. După cum vedeți, avem și niște bare de protecție care ne ajută odată la urcare și au un rol și în teren pentru a nu reuși să suspendăm autoturismul. Dar pentru utilizarea de zi cu zi sunt foarte bune pentru un acces mult mai ușor în autoturism. Poziția la volan este una foarte bună, mai ales că una dintre dotările bune ale acestui autoturism sunt reglajul volanului, care se reglează destul de mult, adică au un unghi foarte mare. O putem face să conducem ca pe un camion dacă chiar ne dorim, dar totuși hai să lăsăm ca un autoturism normal, să zic. Foarte intuitiv, totul, comenzi, semnalizare ca la orice alt autovehicul, n-aș avea să vă spun prea multe. Cel mai frumos lucru de pe acest autoturism mi s-au părut aceste guri de ventilație care arată frumos, le-am mai văzut pe autoturisme de ultimă generație, să zic așa, dar pe această mașină sunt foarte, foarte frumoase. Din nou, nu știu ce să vă spun, de aici se deschide capota, de aici se deschide clapeta de la rezervor. Important este că acest autoturism este varianta lui în două uși, mai există și variante în patru uși, mă rog. În două uși, mult spus, ea teoretic are patru uși, deoarece se deschid două, stânga-dreapta, una șofer, una pasager și una mare, dublă, în spate. Acest autoturism pe acest șasiu mai vine în mai multe caroserii. 78-ul, care este un Land Cruiser lung, 76, sunt și pick-up, sunt foarte multe modele, unele dintre ele chiar se construiesc și în zilele noastre și au reușit să obțină o certificare Euro 6 pe niște motoare care n-au fost modificate, doar de sistemul de evacuare a fost vorba și discuția de modificare și au reușit să le scoate Euro 6. Și ce să vă spun, este foarte, foarte frumos, sincer m-am îndrăgostit de acest autoturism, chiar îți oferă, nu știu cum să zic, experiența de condus, de plimbare, te cere să mergi la aventură. Deoarece a adus Cristi vorba de multitudinea caroseriilor acestui model, nu putem să nu las o referință către Land Cruiser Heritage Museum. O să vă las un link în descriere către site-ul muzeului și către un material creat de Larry Chen în care puteți observa toată istoria acestui model. După cum vă spuneam mai devreme despre ușile duble sau ușa dublă, este vorba despre ele, în care găsim un portbagaj foarte bine întocător. Din păcate nu avem o roată de rezervă așa cum este pe autoturism, avem o roată de rezervă de dimensiuni normale, era și păcat să punem una mare. V-am zis, mai ales că autoturismul nu merge foarte mult în teren, spre deloc, nici nu cred că l-au scos proprietarii pe teren.
În interior găsim un spațiu de depozitare foarte încăpător, extraordinar de încăpător, în care se poate lejer dormi. Cred că asta a fost și ideea proprietarului, în care a făcut acest spațiu, să zic, un pic supraînălțat. Probabil două saltele lungi și scaunele trase la maxim în față și rabatate pe față. Două persoane pot dormi foarte lejer. Totodată avem și niște spații de depozitare de la Front Runner, pe care imediat o să vi le arăt, se deschid foarte ușor și destul de mult și sunt extraordinar de încăpătoare. Totodată mai avem una și pe această parte. Haideți să nu le deschidem. Nu că ar fi vreo problemă, dar să fie mai ușor vizibil ce avem aici. Deoarece autoturismul este echipat cu blocant față-spate de la ARB, o să vă arăt imediat butoanele de comandă pentru ei. Proprietarul a hotărât să monteze o cuplă rapidă pentru umflarea roților, deoarece este echipat cu un compresor care permite umflarea roților, cred că până la 35, cam așa sunt, între 33 și 35, cam până acolo permite umflarea roților, evident cu conectivitate pentru cei doi blocanți față spate. Aici avem un buton pentru luminile de aici, nimic important. Încă două spații foarte mari de depozitare stânga-dreapta, unul aici, în care să vă arăt un pic mai în față managementul compresorului și ce mai găsim pe acolo pentru blocant și umflarea roții. Și încă un spațiu foarte mare de depozitare aici, în care o să vedeți rezervorul de spălător de lunetă, nu de parbriz de data asta, pentru că sunt separat. După cum bine v-am spus, autoturismul este echipat cu blocant față-spate și compresor, pentru că altfel nu putem acționa blocanții. Compresorul are utilitatea lui în cazul în care blocanții nu sunt cuplați, așadar n-a fost montat tocmai degeaba. Avem trei butoane magice aici, poți pune pe lângă acest ceas de boost. Avem compresorul care pornește, face aer, blocant față, blocant spate. Foarte, foarte simplu, foarte intuitiv de la ARB. Tot în procesul de recondiționare al acestui autoturism, proprietarul a hotărât să-i adauge și un sistem audio mult mai bun. Este o linie audio de la JBL. V-aș arăta cum se aude și aș încerca să o fac cu o melodie pe care să nu ne rom copyright, dar având în vedere că suntem într-o parcare subterană, prefer să nu o fac și cei cunoscători vor înțelege ce este aici. N-aș vrea să deranjez publicul. Cum v-am arătat și mai devreme, aceste geamuri de pe hardtop se deschid foarte simplu de aici. Mă rog, se deschid mai mult, nu cred că are sens să vă încerc să vă fac asta. În cazul în care dormiți și aveți nevoie de puțin aer, îl puteți lăsa așa, deoarece toată lumea cunoaște că hiterele ard aerul chiar dacă îl și încălzesc și un pic de aer de afară nu o să strice, nu o să vă fie frig, nu o să aveți niciun fel de problemă. Momentan o să-l lăsăm închis, nu are niciun sens să-l lăsăm așa. Vremea de afară nu este foarte favorabilă și preferăm să nu deteriorăm autoturism. Dacă tot v-am arătat cum se deschide capota acestui autoturism, chiar vorbeam în spatele camerelor, să zic așa, pe acest autoturism, cam toate se simt brutale și bine făcute, bărbătește așa. O să vă arăt cât de simplu se deschide capota. Ea nu are un suport de prindere cu amortizor, are un suport de prindere clasic, dar aș vrea să vedeți cât de bine arată acest motor, cât de bine arată, cât de bine este întreținut și cât de frumos e, n-am cuvinte, rămân efectiv fără cuvinte când văd asemenea autoturisme. Și când am ocazia să vă prezint și vouă aceste autoturisme, credeți-mă, este foarte greu să pui mâna pe un autoturism de genul ăsta și să oferi o încredere proprietarului că nu ai ce să strici. Au fost investiți bani și hai să zicem bani ar fi cea mai mică problemă, poate, pentru unii, dar timpul, pasiunea, munca, cred că sunt un pic mai importante în anumite situații decât banii. Acest autoturism are un motor de 3000 de centimetri cub cu 92 de kW, un motor foarte potent în teren. Pe stradă nu este unul foarte potent, dar nici mașina asta nu este de curse, de ce să nu spunem pe față. După cum vă spuneam, este un diesel clasic. Ce înseamnă un diesel clasic în viziunea mea? Este vorba despre o pompă de injecție clasică cu distribuitor rotativ, în care nu comandă nimic electronic, să zic așa. Această pompă știe singură cât debit trebuie să dea injectoarelor, când să deschide injectoarele și cât să pulverizeze injectoarele. E un pic complicat dacă această pompă nu-și face treaba cum trebuie în zilele noastre. Nu foarte mulți mai știu să o regleze sau să o monteze sau să o demonteze de pe autoturism, deoarece are un regim un pic special.
Cam astea fiind zise despre motor, n-aș vrea să intru multe detalii pentru că știu că vă plictisesc și nu o să mai fiți atenți și eu vreau să vă arăt cât mai multe despre acest autoturism, o să-i închidem capota și o să trecem un pic mai departe cu următoarele lucruri pe care o să vi le arăt. Se poate observa foarte bine starea foarte bună a acestei mașini. E foarte simplu să repar ceva sub autoturism, mai puțin înlocuirea învelopei, deoarece foarte simplu încap sub ea. Aș încerca să vă arăt cum, dar nu cred că e cazul, cred că înțelege și voi că putem intra. După cum v-am spus mai devreme despre acea cuplă rapidă și despre aceste spații de depozitare suplimentare, aici putem regăsi și puteți observa foarte simplu o butelie de aer comprimat cu tot managementul și compresorul care acționează cei doi blocanți și ne ajută pentru umflarea roților în cazul unei necesități de genul acesta. Acestea fiind zise, materialul nostru a ajuns la final. V-aș ruga, dacă doriți, să ne dați și o apreciere, un like, share, subscribe, pentru că nu e simplu să faci rost de o asemenea mașinărie. Nu e simplu să faci filmările astea și nu neapărat că cerșesc atenție, dar aș vrea să vă placă ceea ce facem. Zi ce să fac. Taci, mă, tu doar trebuie să pornești motorul, vezi să nu fie în viteză, să rup picioarele. E bun, haide. Da? Dacă tot v-am zis un pic despre injecția clasică, ca printr-o magie și un simplu pocnit din degete, o să vă pornesc acest motor. Uitați-vă! Gata. Da, mă, a pornit! Mai bine! E numai bună. Aia sunt.